Da, știu, au trecut 84 de ani, dar e aici măcar, na? Hai să continuăm și să terminăm și campionatul ăsta de versus și mai vorbim, vă mai întreb după aia dacă mai vreți, cum mai vreți și alte chestii, pentru că s-a pierdut ușor interesul, poate pentru că nici nu n-am mai avut timp. Eu sunt de vină, într-adevăr, n-am prea mai avut timp, am găsit acum un pic de timp și o să citesc câteva comentarii din de data trecută ce ați votat între Palpatine, echipa Palpatine cu Punisher versus Shota Aizawa din My Hero Academia cu Trevor Belmont din Castlevania, care se luptă pe niște pușteni puși perpendicular pe pământ, așa de spun noi propastii, Karate Kid style. Citesc câteva comentarii să vă felicit pentru răbdare și, da, și că sunteți încă aici. Și oricum o să iau din comentarii și cam care au fost voturile și cum ați gândit și cum a venit lupta și facem și o recapitulare unde suntem acum. La sfârșit facem imediat o recapitulare. Deci Ionuț Marius Raicu a zis toți sunt cocoțați pe bușteni și începe meciul. Palpatine fluturând mâna prin aer, am câștigat meciul. Iar ceilalți doi inamici, ați câștigat meciul. Aceștia se aruncă de pe bușteni și mor, câștigă echipa Palpatine. Ok, funny, da, pentru că i-a controlat. Nu cred că ar putea să le controleze mintea, pentru că sunt destul de puternici mințile amândurora și Trevor și Shota Aizawa, dar ok. Teddy Brașoveanu a zis, păi e simplu, Aizawa le ia puterile amândurora, deci Punisher redevine muritor. Și că Punisher avea puterea de data trecută, am extras un cartonaș și că se regenerează ca Wolverine. Deci redevine muritor și oricum era muritor, dar am zis că se regenerează dacă are doar răni. Dacă e o vreo lovitură din asta fatală, moare. Oricum, Palpatine îi rămân abilitățile de spadasin pe care le are și atunci Belmont îl omoară pe Palpatine, dar Punisher îi împușcă pe amândoi deoarece Aizawa e prins. Și Belmont nu se poate feri de gloanțe la nesfârșit. Aizawa e într-adevăr pentru că trebuie să-i țină pe amândoi să nu aibă puteri. Deci tot timp Punisher cu Palpatine, dar Palpatine n-a murit și tot timp Punisher câștigă. Interesant. Ți-am pus două voturi la asta, Teddy. Nicolae Șelaru a zis, ok, la scenariul ăsta Punisher cade repede pentru că filmele de genul ăsta japoneze sau mă rog, trebuie să stai pe un picior că sunt mari în lungime, dar sunt foarte subțiri. Mă rog, da, într-adevăr. Ne gândim și noi la unii un pic mai groși, dar, într-adevăr, rămân Palpatine și Belmont cu Aizawa, toți trei sunt agili, dar diferența este că Aizawa poate să șteargă puterile lui Palpatine și să vină Belmont să-l omoare pe Palpatine. Dacă Punisher a supraviețuit, să zicem, cu puterea sa, Aizawa poate să șteargă puterea lui Punisher de a se regenera și să-l omoare, deci votează team Aizawa. Foarte bun, foarte bun argument. Asta dacă, într-adevăr, Aizawa poate să îi ia lui Palpatine și forța și a mai zis cineva, nu știu dacă ajung la comentariul lui, că dacă îi oprește puterile lui Palpatine, teoretic îi oprește fulgerele alea pe care le poate scoate din degete, nu știu ce. Nu cred că poate să îi oprească abilitatea de a folosi forța. Vlad Popa a zis, considerând arena, nu cred că este ceva foarte minunat pentru Punisher, adică trebuie să fii atent să nu cazi așa. Palpatine este unul dintre cei mai buni utilizatori ai forței din universul Star Wars, chiar ar fi posibil ca Palpatine cu ajutorul forței să apuce câțiva stâlpi de lemn și să le folosească în luptă. Da, Trevor este super agil și ar fi o luptă epică între el și Punisher. În acest timp Aizawa și Palpatine duc o luptă sângeroasă, să nu uităm că Palpatine este un personaj foarte inteligent. În timp ce Aizawa încearcă să se ferească de stâlpii de lemn, Palpatine îl ia prin surprindere, trăgând în Aizawa cu un fulger și omorându-l. Deci el n-a considerat că Aizawa poate să-i șteargă puterile și îl aruncă din arena. Folosindu-se de avantajul de la Wolverine, Punisher se preface mort de la o lovitură de la Trevor, foarte interesant. Apoi când acesta se pregătește să-l atace pe Palpatine, Punisher îl străpunge pe Trevor cu cuțitul de 1000 de ori. Așa, în timp ce Palpatine mănâncă popcorn și zice that is a great movie. Ok. Uite, Dan a zis chestia asta cu votez echipa lui Palpatine deoarece singura putere pe care o are el de să zici că îi o poate bloca Aizawa sunt acele fulgere pe care le trage din mâini. Practic îi rămân agilitatea incredibilă pe care am văzut-o mai mult în Clone Wars. Da, și sabia laser cu care poate tăia cu extremă ușurință acele funii sau ce-or fi cu ce atacă Aizawa. Corect, deci zic că l-ar putea învinge destul de ușor, mai ales cu niște ajutori de la Punisher care poate trage cu armele în Aizawa. Și după împreună l-ar putea învinge destul de ușor pe celălalt în echipă cu Aizawa. Ok.
Diana Ștefanova a zis tipul din Castlevania îi poate lua cu acel lasso săbiile lui Palpatine, sau sabia sau mă rog, dar și pistolele lui Punisher, în timp ce Aizawa își folosește abilitatea pentru a-i anula abilitățile, a le anula abilitățile celor doi. În același timp, Aizawa îl poate prinde pe Palpatine și pe Punisher folosindu-se de acel fular ce îl poartă în jurul gâtului ca să-i arunce de pe bușteni. Și în cele din urmă, tipul din Castlevania își folosește lasso pentru a-l salva pe Aizawa. Dacă a zis, a zis mai devreme că se aruncă cu ei cu totul, dar mă rog, îl salvează Trevor și câștigă Aizawa. Ok. Șerban Ilniță a zis, voteze echipa Aizawa, poate să-i oprească controlul forței lui Palpatine, ceea ce l-ar slăbi foarte tare, pe lângă pierderea abilității de a folosi fulgere, acesta ar fi foarte slăbit și fizic, întrucât prowess-ul lui său fizic și abilitățile de duelist sunt foarte puternic influențate de forță. Foarte, foarte posibil. Dat fiind și arena, Aizawa ar putea destul de repede să-și folosească bandana pentru a-l arunca de pe bușteni. Și acum trecând la Trevor și Punisher, Trevor are un arsenal mult mai divers, ar putea să-l dezarmeze pe Punisher folosindu-și biciul, iar în privința gloanțelor, Trevor le-ar putea bloca, întrucât în serialul acesta a putut să blocheze și să anticipeze loviturile lui Alucard, care se mișcă cu viteze foarte mare, aproape că se teleporta. Corect. Are de asemenea sabia și chakramul ăla pe care l-a obținut în sezonul ăsta. Acesta probabil ar putea să-l țină ocupat pe Punisher până Aizawa îl elimină pe Palpatine. Trevor și Aizawa sunt mult mai agili, așa că arena reprezintă un avantaj mai mare. Corect. Ok, mersi. Și încă unul, Leontin Ciobanu, care tot timpul pune niște scenarii foarte lungi, a zis că o să stabilească niște reguli de la început, să nu fie după discuții. Armele lui Trevor nu pot fi tăiate de sabia laserului lui Palpatine, ele au o protecție magică, plus pot reflecta gloanțele. Ok, dacă Shota Aizawa îi privește pe Palpatine și ia atacurile cu fulger, deci nu mai poate să folosească fulger, și levitația, și telepatia, și forța, doar când se uită la el, știe să se lupte și cu sabia Palpatine oricum și n-are neapărat nevoie de puteri. Ok. Armele date de mine vor fi, Palpatine are o sabie laser, Trevor are Morningstar-ul, cuțitul cu patru lame, biciu și pumnalul cu cuțite, nu știu ce, tot arsenalul din serial, Punisher are un pistol, o mitralieră, grenade și cuțite. Dacă Palpatine are puteri, îi poate opri armele pe care le aruncă înspre el, Palpatine poate opri armele, dacă nu există lemne mai mari cât să aibă ceva să acopere, Punisher ar trage constant în cei doi, ceea ce i-ar pune în defensivă, corect, iar... Dar dacă Shota nu menține privirea pe ei, Palpatine poate rămâne cu puteri pe scurt, cu puteri așa, și poate să-i stranguleze cu forța. Pot să-i împingă din arena sau pot să-i electrocuteze. Da, asta da. Scenariul lui e următorul. Shota îi blochează puterile lui Palpatine sau îi le reduce, iar Trevor aruncă niște cuțite de distragere. Shota se apropie de Palpatine care și-a prinde sabia, Trevor aruncă cuțitul cu patru lame spre Punisher și lovește cu Morningstar-ul spre ei, deci trei lovituri. Palpatine este distras de cuțitul cu patru lame, nefiind atent la Aizawa care îl strangulează cu eșarfa. Explozia de la Morningstar aduce foc în teren cât să fie o distragere. Aizawa observă că Punisher se regenerează și îi spune lui Trevor. Trevor îi explică planul său cu pumnalul, astfel Shota Aizawa îi distrage atenția lui Punisher. Trevor aruncă alte cuțite la distanță pentru distragere, scoate pumnalul și îi adaugă toate părțile, ceea ce îl aprinde rănindu-i mâna lui Trevor, însă îl străpunge pe Punisher, ceea ce creează explozie, lăsându-l pe Aizawa supraviețuitor. Sau dacă nu poate, puterile lui Palpatine, Shota îi poate lua healing factorul lui Punisher. Dacă nu poate să ia puterile lui Palpatine. Ok. Dacă Punisher are healing factor ca și Wolverine, o să fie exact o luptă cu cum a fost Alucard versus Trevor din primul sezon. Trevor, dacă știe punctul slab, îl poate exploata așa cum a făcut și cu moartea în ultimul sezon. Pe scurt, votul meu merge la echipa Belmont, deoarece Morningstar-ul poate fi util cât să elimine pe adversar sau măcar să-i distragă. Bun, și mai sunt, dar nu pot să le citesc pe toate că aș face clipul ăsta iar mult prea lung. Voturile au fost în total 37 pentru Palpatine cu Punisher și 17 doar pentru Aizawa cu Trevor Belmont. O să trecem la Vlad cel invizibil să extragă random. Să vedem care e câștigătorul. Mai multe șanse pentru Punisher, bineînțeles. Vlad Invizibil, ai legătura. Mulțumesc, Vlad. Mult mai puțin interesant pentru că puteți să-l vedeți. Eu sunt Vlad Invizibil și mult mai șmecher. Deci avem așa, Aizawa cu Trevor Belmont 17 voturi și Palpatine cu Punisher 37 de voturi. Generăm Excel-ul unde îi vom avea în ordine aleatorie, cum se zice corect, unul sub altul, într-un așa total random, 17 de Aizawa și 37 de Palpatine. E destul de riscantă, adică se poate întâmpla orice. În total 54, da, mergem la random.org, 54, generăm de la 1 la 54 numărul 42,
Și numărul 42 câștigător este Palpatine cu Punisher. Într-adevăr avea mai multe șanse, dar se putea întâmpla orice într-un infinit de universuri. Sigur, sunt destule în care câștigă și Aizawa cu Trevor Belmont, adică teoretic ar fi 31,48%, da? Deci destul de multe în care câștigă și Aizawa. Dar Palpatine cu Punisher merg în semifinale. Vlad Vizibil, înapoi la tine. Ha, 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 ce să spun, Vlad cel invizibil e și foarte amuzant. Deci a câștigat Punisher și Palpatine au câștigat și de data trecută a rămas că azi o să votați între cele două echipe care au rămas, adică Kratos cu Mando, cu Mandalorian, versus Gambit cu William Wallace, adică personajul lui Mel Gibson din Braveheart. Mult succes, Gambit! Sunt curios dacă găsiți ceva scenarii cum ar putea să câștige Gambit cu William Wallace împotriva ăstora doi. Extragem imediat acum și avantaje și dezavantaje pentru cei doi. Deci, recapitulare, în semifinale au mai rămas așa Flash cu Tarzan în echipă, Levi din Attack on Titan animeul cu Ezio Auditore, l-am păstrat în echipă de când el era cu Hawkgirl, dar au făcut schimb de echipe la un moment dat și ați votat să rămână cu Ezio din Assassin's Creed, ok. Palpatine cu Punisher în echipă și câștigătorul dintre echipa lui Kratos și echipa lui Gambit. Deci, probabil Kratos, Palpatine, Flash și Levi din Attack on Titan. Probabil că astea vor fi semifinalele. Hai să vedem un avantaj, dezavantaj sau arenă. Pentru Kratos prima dată, să vedem dacă avem vreun dezavantaj major. Sau avem o arenă. Suntem în timpul apocalipsei Judgment Day din Terminator 2. Eventual putem să facem lumea în care o lume în care e plin de terminatori, cum sunt ăia a lui Arnold Schwarzenegger și cum sunt ăia cu din metalul ăla lichid, din T-1000 și T-800 care era lui Arnold. Eventual, mă rog, și sau doar unii sau mă rog, deci suntem într-o apocalipsă după Judgment Day. Da, în care avem mulți terminatori pe planetă. Apocalipsa, haos total. Și hai să vedem dacă avem vreun avantaj pentru Gambit cu William Wallace. Un avantaj imens să extragem ceva. Împărțit la 2. Nu mai știu dacă la asta mă refer că are puterile împărțite la 2 sau... Hai să punem 2, 2 de Gambit. Putem să punem 2 de Gambit și 2 de William Wallace versus Kratos cu Mando în echipă. Să fie măcar un pic, măcar un pic, dacă tot am extras asta cu împărțit la 2. Dar putea să fi fost împărțite puterile la 2. Nu mai sunt sigur ce am vrut să scriu cu asta, că a fost cu mult timp. Sunt 2 de Gambit și 2 de William Wallace împotriva lui ea. Am zis împotriva în loc de versus. Ce se întâmplă? Poate după campionatul ăsta o să facem altfel de versus mai interesant, mai amuzant. Am niște idei, nu sunt foarte asemănătoare cu versusul de acum. Versus de acum. Dar mai vorbim. Până una alta, votați, comentarii, până data viitoare, nu uitați să vă și abonați. Pentru recenzii, filme, reacții, anime, seriale, la cinema, bla 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 bla. Da? Mulțumesc foarte, foarte mult, genoare foarte plăcută. Pa, da, pa, da, pa. Da, pa.